Prima hartă vie a țării poate fi studiată de astăzi la Grădina Botanică din Bucov, unde granițele României Mare au fost trasate cu ajutorul copacilor. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul reprezentanților Consiliului Județean Prahova și ai celor de la Muzeul de Istorie din Ploiești, cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la unirea cu Basarabia. În Basarabia, nu avem ceva. Eu pun la Cetatea Albă. Dumneavoastră, vă rog să puneți la Soroca. Deci Cetatea Albă ar veni aici, dar n-am groapă, uite aici, îl pun. Și la Soroca ar trebui să fie acolo, imediat. Așa, ia, ține-l să mă ocup eu de el. Aha. Uite, pune chiar așa. Să ilustrăm opera lui Stere în viu. În sensul că am trasat un contur al României Mari, opera fundamentală a lui Constantin Stere, din pini, care se vede, toți pinii, unde ne aflăm noi acum ar fi Dunărea, și, deci partea de sud, și în interior noi se plantăm 163 de stejar roșii, care vor face frunze roșii, care sunt acolo, și pentru a marca cei 163 de morții ai Comunei Bucov în primul război mondial. Generațiile care urmează trebuie să fie conștiente că teritoriul dintre Prut și Nistru este un teritoriu românesc și el va trebui să revină. Și elevii Colegiului Național Ion Luca Caragiale au ținut să ia parte la marele eveniment. Aceștia au plantat un copac în curtea instituției de învățământ în memoria unui fost profesor care a luptat în primul război mondial. A căzut în luptele pentru Sibiu din 15 octombrie 1916 și dacă prima dorință testamentară nu i s-a putut împlini, și anume aceea de a fi mormântat la Bacău, în orașul de unde provenea, cea de-a doua dorință testamentară i s-a îndeplinit. Această dorință era donarea a 25.000 de lei aur către elevii sârguincioși, cuminți, dar săraci, din Liceul Sfinții Petru și Pavel, pentru a-și putea continua studiile. Azi s-au împlinit 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România, plus că s-a aniversat și împlinirea unui eveniment atunci când au, în primul război mondial, când un fost profesor al acestui liceu, fost profesor de matematică, a murit în timpul războiului și s-a plantat acel mesteac în cinstea dumnealui. A fost drăguț pentru că și armata a luat parte la acest eveniment. A fost un eveniment destul de interesant pentru că au venit și cei din armată și este o ocazie. Și ce ați făcut mai exact astăzi la școală? Am plantat și un copac pentru un erou de război și am observat cum trupele s-au aliniat și au... Emoționant pentru tine ca elev. Da, desigur. Basarabia a fost parte din România modernă timp de 22 de ani, de la 27 martie 1918 până la 28 iunie 1940. Atunci, după un ultimatum expansionist al guvernului sovietic adresat României privind cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică, teritoriul său a fost ocupat de Armata Roșie. Administrația și armata română au fost forțate să se retragă la est de râul Prut.